Din nou câteva cuvinte despre eroii basarabeni, membrii generației Mare Uniri, politicieni cu care istoria noastră se mândrește. Ion Pelivan, militant al mișcării unioniste, publicist și apărător al limbii române, a dus o activitate susținută împotriva rusificării Basarabiei. Între 1917-1918 a fost numit director general responsabil pentru afacerile străine în Guvernul Republicii Democrate Moldovenești, ceea ce era echivalentul funcției de ministru de externe. Pelivan, în memoriile sale, amintește complicatele zile și luni de la începutul anului 1918. Iată un astfel de episod. La colțul străzilor Gogol-Cureni mă întâlnisem cu Ion Valuță și Ion Buzdugan, care au insistat să mă ascund imediat, ori să fac tot posibilul să plec din Chișinău, fiindcă am fost condamnat la moarte. Am luat drumul spre Mănăstirea Suruceni, prin Livezi și Grădin. Era o noapte luminoasă, frumoasă și caldă, ca de primăvară. După o zi de călătorie, ocolind drumul mare și șoseaua de teama bolșevicilor, am ajuns la Leova la 9 seara. Acolo ne-am prezentat comandantului garnizoanei, colonel Macovei, care la început, nerecunoscându-ne și văzându-ne în uniformă rusească, ne-a primit cu mare bănuială, spunându-i lămurit că trebuie cât mai curând să ajungem la Iași, având o misiune urgentă, orice întârziere ne-ar fi cauzat mult rău, pentru care va fi răspunzător personal. Scopul venirii mele la Iași era ca să grăbesc trimiterea armatei române în Basarabia, în general la Chișinău, unde orice zi de întârziere putea provoca pierderi ireparabile. În Iași a trebuit să stăm până în 12 ianuarie 1918, când s-a primit vestea că armata română este în apropiere de Chișinău. Ion Pelivan nu a fost un erou pentru regimul comunist, căci a fost arestat, stingându-se din viață în închisoarea Sighet în ianuarie 1954.